Da, am revenit în direct. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Așa cum vă promiteam și pe prima parte, alături de noi în această seară, judecătorul Cristi Danilez. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună seara, mulțumesc pentru. Nu am insistat întâmplător să veniți în platoul România Nouă, pentru că dezbaterile din ultimile zile, săptămâni, gravitează cumva în jurul dumneavoastră și în jurul perioadei în care Monica Macovei a condus Ministerul Justiției, și aici mă refer strict la scandalul SIPA. Și o să vreau să o luăm oarecum cronologic, să pornim discuția cronologic pentru a înțelege pe deplin și punctul dumneavoastră de vedere și adevărul pe care dumneavoastră l-ați rostit nu o singură dată aici la România Nouă. Le spun bun venit de asemenea și avocatului Gheorghe Pipera. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea, și lui Radu Soviani. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Știu că îl percepeți ca analist economic, ca omul cu cifrele, dar e interesat nu doar de trecutul nostru, de prezent, dar și de viitor, și mai ales de lucrurile care se întâmplă mai puțin la vedere și în România. Ceva, și încă ceva, Ionuț. Economie fără justiție nu se poate. Și economie fără justiție independentă e un oximoron. Și stat de drept fără justiție independentă nu se poate. Și aș vrea să începem, domnule Danileț, cu începutul, și v-aș întreba cum ați ajuns dumneavoastră să lucrați cu doamna Monica Macovei. Cum ați ajuns la Ministerul Justiției? La Ministerul Justiției un magistrat ajunge prin detașare, aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii. O știam pe Monica Macovrei, cred că de prin anii 2001-2002, când dumneavoastră era implicat într-un proiect al Consiliului Europei pentru familiarizarea judecătorilor cu ceea ce înseamnă libertatea de exprimare în România. Erau anii când jurnaliștii erau condamnați la pedepse, chiar cu închisoarea pentru insultă și calomnie, și dumneavoastră și împreună cu un alt ziarist, cum Mircea Toma, dacă nu mă înșel, umblau prin țară și țineau traininguri de instruire magistraților. Prin 2001-2002 am cunoscut-o, am păstrat cumva legătura peste ani, iar când a ajuns Ministrul Justiției, i-am spus: domnule, dacă ai nevoie de ajutor, de echipă, pentru că fiecare ministru își constituie o echipă cu judecători, procurori și avocați, eu sunt disponibil. Eram una dintre vocile, puținele voci care se auzeau în perioada 2002-2003-2004 din provincie. Eram lider al unei asociații profesionale a magistraților și deseori adoptam poziții chiar contrare Ministerului Justiției. Iată, odată cu numirea dumneavoastră în decembrie 2004, mi s-a oferit, dacă vreți, oportunitatea de a lucra împreună cu ministru pentru schimbarea, reformarea justiției. Și ați ajuns la Ministerul Justiției. Când ați auzit pentru prima dată sau când v-a înștiințat doamna Monica Macovei că are în plan această stârpire a arhivei SIPA și a închiderii acelui serviciu secret al Ministerului Justiției? Deja când am ajuns noi la minister în 2005, în primele zile din 2005, am constatat că ministerul are în subordine Direcția Generală de Protecție și Anticorupție, care înlocuise SIPA în anul 2004, în aprilie 2004. Ministrul Diaconescu făcuse această schimbare, însă era o schimbare doar pe hârtie și pe atribuții. În speță, personalul era același. Deci aveam de-a face cu ofițeri de informații, o structură militarizată, din subordonată. Da, 40% erau din fosta securitate, constată un audit ordonat de ministrul Macovei în prima parte a lui 2005. Deci ministrul a spus așa: eu am moștenit DGPA-ul, este fosta SIPA. Se zvonește că SIPA ar fi supravegheat magistrații. Ce facem cu acest nou serviciu? Se zvonește? Nu se știa exact care a fost calitatea oficială a acestei direcții? Toată echipa care am venit la Ministerul Justiției în primele zile din 2005, eram nouă, niciunul nu lucrase. Cine ați mai venit în perioada respectivă? Primul coleg pe care l-am găsit în cabinetul ministrului era domnul Tăpălagă, care a stat pentru 4 luni în minister. Apoi am început să vină consilierii procurori din cadrul parchetului general, deci Paul Dimitriu, Flavius Scârșnic. În echipa doamnei Macovei a fost, am fost 3 oameni. Am fost eu, Dan Tăpălagă și soția lui Mircea Toma. Bun. Pentru că erau oameni care lucrau în mediul jurnalistic, al drepturilor omului, și eu, cam fiind cel care, să zicem, am păstrat contactul. Și s-a pus pe tapet această problemă a DGIPA-ului, da, SIPA, vechea SIPA. Și care au fost acțiunile ulterioare? Care a fost planul de bătaie? Aveam un raport de țară. Pe vremea aceea noi eram încă în UE și în fiecare an se făcea către un raport de țară prin care se atrăgea atenția Guvernului României că trebuie să lămurească necesitatea unui serviciu de informații militarizat în subordinea directă a ministrului. Cu alte cuvinte, ministrul Macovei moștenea această instituție. Nu știa exact cu ce se ocupă și mai ales ce tip de informație a adunat. Însă, în planul de reformă a justiției și de combatere a corupției din martie 2005, se prevede în mod expres, deci este un document oficial al statului care prevede în mod expres, trebuie continuată reformarea DGPA
pentru a se înlătura suspiciunile cu privire la supravegherea magistraților. Deci este o hotărâre de guvern publicată în Monitor care prevede acest lucru. Atunci se ia decizia de a se numi la conducerea DGPA-ului un procuror detașat, domnul Dobocan, și încetul cu încetul ministrul se familiarizează cu activitatea DGPA-ului. Și în cele din urmă se ia decizia politică. Ce înseamnă se familiarizează? Păi am început să cunoască relația dintre Macovei și DGPA-ul, nu am de unde să o cunosc. Eu vă spun din punct de vedere birocratic ce s-a întâmplat. Mai mult decât o relație strict profesională cu doamna Macovei, și mă gândesc că ați avut acces și la unele informații care excedeau cadrul oficial. Da, fără a insista foarte mult, nu erau lucrurile încă lămurite. Repet, încercam să ne familiarizăm ce înseamnă DGPA-ul. Mai spuneați dumneavoastră că nu știați ce tip de informație aduna acest serviciu militarizat pe care Monica Macovei l-a moștenit. Exact. Erau doar zvonurile printre noi magistrație. Bun. În cât timp s-a dumirit domnia sa în calitatea sa de ministru, dumneavoastră și echipa domniei sale, ce tip de informație se acumulase în acea arhivă? Cred că cea mai mare problemă era faptul că structura de oameni, resursele umane din acest serviciu era una, să-i spun de-a dreptul, dubioasă. Și vă spun și de ce. În primele luni din anul 2005 se face un audit de către Ministerul Apărării Naționale. De ce? Bun. Structura era militară. Și Monica Macovei cere un audit. Așa cred că face orice ministru în mod firesc când preia o instituție nouă. Și în acest audit se prevede în mod expres că sunt încadrați militari în condiții de nerespectare a legislației, nu se făcuse nici măcar control psihologic și mulți dintre ei nu prezentaseră cazier, de exemplu, judiciar, și și-au depășit în mod oficial, deci o instituție a statului spune în mod oficial și-au depășit atribuțiile cu privire la strângerea de informații în privința magistraților. Asta ce înseamnă și-au depășit? S-au strâns informații în mod direct cu privire la acte de corupție comise de magistrați, ceea ce nu era permis de legislație. Legislația permitea doar strângerea de informații în ceea ce privește corupția din mediul penitenciar. Nu cu privire la magistrați. Cu alte cuvinte, magistrații erau supravegheați. Acesta, dacă vreți, a fost primul semn că s-au strâns informații în afara cadrului legal și este posibil să fie și alt tip de informații, ceea ce de-abia după un an și jumătate avea să se confirme. Și domnia sa, în calitate de ministru, imediat mă întorc la tine, a sesizat vreo instituție abilitată despre neregulile găsite în urma acestui audit? Nu, încă nu era cazul. Deci auditul ne arată că sunt probleme de structură și de funcționare. Și încă un lucru. Tot acest audit al MAPN spune în mod expres că sunt nereguli în ceea ce privește gestionarea informațiilor adunate acolo. Ce înseamnă nereguli? Cred că ceea ce constată raportul Predoiu, de fapt, se referă la modul în care se colecta informația, se opisa, se arhiva. Închipuiți-vă că dacă erau informații cu privire la magistrați, ele nici nu puteau fi parte din anumite dosare, nici nu puteau fi înregistrate în mod oficial, ceea ce echipa Predoiu și constată. Multe hârtii înregistrate, însemnate, modificate. Dar acest audit comandat de doamna Macovei a scos la iveală și cine a făcut aceste încadrări pe post, din ordinul cui, din semnătura cui a dus la aceste angajări? Pentru că noi am tot văzut cum s-a format SIPA, cum doamna Rodica Stănoiu a venit și a angajat niște personaje nu foarte la vedere, ca să nu le spun dubioase. Acest audit pe care l-a comandat și realizat de MAPN stipula negru pe alb cine a făcut aceste angajări? Nu vă pot spune pentru că nu-l cunosc în amănunte. Care au dat raportul de țară, bun, care spune că trebuie să lămuriți dacă aveți nevoie de un serviciu de informații în subordinea directă a ministrului. Avem auditul MAPN care spune în mod concret că și-au depășit atribuțiile și apoi se ia decizia politică în februarie 2006, îl desfințăm. Nu-l mai ținem, îl desfințăm cu totul. Februarie 2006, perfect. Aș vrea să rămânem aici, cronologic vorbind. Radu, aveai o întrebare. Vreau să-l contrazic pe domnul Dănileț privind modul în care erau colectate informațiile despre magistrați, dând un exemplu de actualitate, respectiv cazul Gianina Terceanu, domnul Borcea, Cristi Borcea. Ei doi s-au culcat împreună, este de notorietate. Dacă nu, e o supoziție. Nu e o supoziție, sunt fapte și elemente și recunoașteri. Dacă domnul Borcea era în penitenciar
SIPA, DGPA era obligată să-l urmărească pe domnul Borcea și să afle modul în care a corupt magistrații. Dacă afla că astfel a fost coruptă doamna Terceanu, repet, exemplu este mai nou, dar genul ăsta de investigații ale SIPA, DGPA erau și înainte. Era obligat să urmărească și pe doamna Terceanu de atunci, care ar fi fost atunci. Deci eu nu cred că toate urmăririle de magistrați au fost făcute nelegal dacă existau indicii clare, pentru că foarte mulți pușcăriași în pușcării veneau și spuneau cât au dat la judecător, cum au dat, cum și-au luat deciziile. Dar asta este o informație numită accidentală. Și asta SIPA putea să strângă informații accidentale cu privire la... Și asta la... trebuie făcută publică, da. chiar dacă se încalcă dreptul la viață privată. Așa. Amintiți-vă ceea ce aveam eu să descoper în arhivă după un an și jumătate, și anume că magistrații au fost supravegheați și în timpul liber, fără nicio legătură cu mediul penitenciar. Asta descoperit era, de că fapt. Magistrații erau supravegheați în timpul liber, în momentele în care nu aveau, să spunem... Nicio legătură cu serviciu. Nicio legătură cu serviciu. Și am descoperit că au făcut acte de corupție când erau supravegheați în timpul liber? Nu. Na, asta trebuie cineva să investigheze, să inventeze. De toată din ce a citit dumneavoastră? Nu. N-avea nicio legătură cu serviciu, ceea ce făcea. Deci pe dosarele pe care v-ați citat dumneavoastră nu erau acte de corupție din această supraveghere. Am ajuns la momentul februarie 2006, când Monica Macovei a decis, gata, trebuie să lichidăm această arhivă. Și s-a decis că s-au format o comisie, din care ați făcut și dumneavoastră parte, da? Comisia de inventariere a patrimoniului DGPA. Care adică n-a avut de a face cu intrarea în interiorul arhivei și... A fost o comisie alcătuită din consilierii ministrului, plus niște istorici, domnul Abra, Oprea, domnul Secașiu, și anume era comisia 5-6-7 persoane care trebuia să ne ocupăm de stabilirea calendarului de desfințare concretă a SIPA, transmiterea patrimoniului de la DGPA, tot spun SIPA pentru că asta era denumirea până în 2004, transferul patrimoniului de la DGPA către Administrația Națională a Penitenciarului, stabilirea locului în care aveau să fie aduse documentele și, desigur, semnarea procesului verbal de închidere a activității și de concediere ori punere la dispoziția a personalului. Bun. Și ați îndeplinit această sarcină? Da. Asta a fost o chestiune mare, degrabă relativ birocratică. Ne-am întâlnit, cred că, în luna lui martie sau aprilie și am constatat că serviciul acesta DGPA nu avea nici măcar un nomenclator arhivistic. Nu știau cât timp trebuie păstrate un anumit tip de documente. Motiv pentru care ne-am adresat Arhivelor Naționale, s-a dat o reglementare specială pentru DGPA și s-a stabilit pe tipuri de informații, de documente, cât timp trebuie păstrate acele documente. Și am tipuri de informații n-avea cum să se facă, că nu știa ce era în interior. Nu, dar serviciul știa. Bun. Însă ei trebuiau să le claseze cumva, să le organizeze informația și să o trimită spre București. Au fost 10 structuri teritoriale, plus Direcția Generală de la București, s-au adunat documentele în cele două arhive. În momentul când s-a considerat că s-au predat toate documentele, au venit procesul verbal, că s-a terminat de la serviciu Cluj, de la serviciu Iași, de la serviciu Constanța și așa mai departe, comisia aceasta prima de inventariere a patrimoniului a constatat terminată faza de ceea ce putem numi desfințare a DGPA-ului. Ăsta este motivul pentru care avem un comunicat de presă din 30 iunie 2006. Ministerul Justiției anunță în mod public că s-a terminat activitatea. Vreau să vă întrerup puțin. După auditul de la MAPN, vă întorc un pic în timp, după auditul de la MAPN și după constatarea acelor nereguli și după decizia de desfințare, cadrele active până atunci, ce s-a întâmplat cu ele? În total au fost 121 de persoane, dacă nu mă înșel, când s-a închis serviciul. O parte îndeplineau condițiile de pensionare, s-au dus. Bun. O altă parte s-au transferat, o mică parte s-a transferat la ANP, o altă parte a fost lăsată la dispoziția Ministerului Justiției, pentru că sunt niște dispoziții în normele militare, nu poți să dai un om afară imediat, îl pui la dispoziție câteva luni. Și dacă nu mă înșel, până în decembrie 2006 au fost la dispoziția Ministerului Justiției, după care au fost eliberați din funcție. Ce s-a întâmplat cu ei, unde s-au dus, în ce alte structuri ale statului, nu știu. Ce știu însă este că la nivelul anului 2005, auditul acesta MAPN spune în mod expres 15% din membrii DGPA provin din fosta securitate a statului. Cifra era mult mai mare. În 1997, de exemplu, cifra era de 40%. Bănuiesc că 91 erau 100%, că n-aveau de unde să ia din altă parte. Deci proveneau din serviciile de informații din vechiul regim. Bun. Și prima comisie și-a terminat treaba... Fără contact fizic cu arhiva, cu cele două camere de documente. Ați întocmit tot ce era necesar, procese verbale. A fost un protocol semnat între Ministerul Justiției și ANP cu privire la preluarea patrimoniului, cu privire la cele două încăperi. S-au sigilat ușile, documentele respective și atât. Asta se întâmpla în 30... Nu erau sigilate înainte? Asta nu pot eu să vă spun. Cert e că s-au pus ștampile de la Ministerul Justiției pe ușile respective și s-au predat în posesia, în baza ANP-ului. Care era regimul acestei arhive până la acest moment?
Ele, când s-au adunat acele documente, s-au pus în cele, două camere, informațiile sunt clasificate. Toate informațiile, de altfel, care circulă în cadrul ANP-ului, au regimuri diferite de, de clasificare. În momentul când s-au închis, noi l-am preluat, Ministerul Justiției l-a predat către ANP în 30 iunie. Cum s-au păstrat ele până acum, nu vă pot spune, pentru că este răspunderea DGPA. A venit momentul celei de-a doua arhivă, din care ați făcut, a doua comisie, uh-huh. Pardon, din care dumneavoastră ați făcut parte împreună cu un domn procuror, da? Da. Atenție, vreau o mică precizare. Guvernul României spune așa în februarie, aveți termen până pe 30 iunie să inventariați patrimoniul, asta e prima comisie, și doi, o altă comisie să stabilească destinația documentelor de acolo. Da. Însă, activitatea de strângere a tuturor documentelor s-a petrecut undeva spre iunie 2006. Deci, logic că cea de-a doua comisie, care încă nu era înființată, nici nu putea să stabilească unde anume trimitem documentele. Deci, în 30 iunie se închide arhiva. Cert este că până la sfârșitul lui 2006 nimeni nu se mai interesează, numai că constituia o prioritate. Noi eram fericiți că am închis acest serviciu. Doi, pregăteam aderarea României la UE și Ministerul Justiției era cu stegulețe galbene pe care trebuia să le ridice. Și vine momentul lui ianuarie 2007 în care ministrul spune clar, dom'le, avem arhiva aia, sunt documentele de acolo, ce facem cu ele? Bun. Vine momentul celei de-a doua comisii. Când ați avut primul contact cu arhiva SIBA? Fizic. E greu să vă spun ca dată, dar ce neapărat ca dată. În 19 ianuarie 2007 are loc, vine acest ordin. Probabil o dată în ianuarie și de vreo două ori în februarie sau martie. Bănuiesc că este secret de serviciu. Nu, da, vă nominaliza pe dumneavoastră și pe colegul dumneavoastră. Eu și colegul procuror Paul Dumitriu, amândoi consilieri ai ministrului, amândoi magistrați, am fost nominalizați să stabilim destinația, instituțiile către care trebuie să predăm documentele. Și cum urma să stabiliți această destinație? Era ciudat aici, pentru că închipuiți-vă că ministrul dintr-o dată se afla în, avea în răspundere o arhivă pe care nu o văzuse, nu știa ce anume conține, nu îi se predase registru sau opisuri cu privire la documentele de acolo și atunci, ca să știi dacă unul trebuie trimis la SRI, altul trebuie distrus, altul trebuie trimis la arhivele naționale, cineva trebuia să facă munca aceasta de separare, de sortare a documentelor. Ați trimis documente la SRI? Poftim? Ați trimis documente la SRI? Nu zic dacă trebuiau trimise, noi nu știam ce tip de informație se adună acolo. Dar vreau să intervin aici, pentru că este momentul vizitei dumneavoastră în arhivă. Știu că ați avut un certificat ORNIS și că nu puteți foarte mult, dar SRI-ul care v-a furnizat acel certificat ORNIS, l-ați informat despre indiciile de infracțiuni pe care le-ați constatat văzând, pentru că în prima intervenție din ce mai ne-a spus că ați văzut cazuri de judecători corupți care au fost înaintate spre parchet. SRI-ul l-ați informat în virtutea certificatului ORNIS? Nu, nicio legătură cu serviciile de informații. De altfel, prin lege este și interzis, este interzis în mod expres contactul dintre magistrați și serviciile de informații. Asta tot grație unor modificări introduse de Monica Macovei în anul 2005. Da, certific... Orice formă de colaborare, informare este interzisă. Deci nu e voie să fie judecători, doar o să e foarte important, colaborator sau furnizor de informații. Colaborator, informator sau agent al serviciului special, atenție, numai din 2005. Până în 2005 era posibil. În dosarele care ați dumneavoastră în 2007 ați identificat cazuri de furnizori sau colaboratori ai serviciilor de informații? Și mi-este și greu să vă spun, pentru că am avut acces la o mică parte din documente. La accesul pe care l-ați avut dumneavoastră. Ați identificat astfel de cazuri? În 2007, când am intrat prima dată în arhivă, probabil s-a întâmplat în luna lui februarie prima dată, m-am aflat în fața unui lucru inedit. Nu știam nimic cum este organizat un serviciu de informație, sincer vă spun, nici nu știam acea notă informativă, ci am intrat în două camere, în fiecare din acea cameră, găsit... Era ca un vagon? Cum era? Pe niște rafturi, cred că 4-5 metri liniari, cam așa, de rafturi pline cu documente. Aparent fără nicio ordine logică. Și atunci, prin urmă, colegul meu a spus, bun, noi trebuie să predăm sau ar trebui să stabilim căror instituții trebuie să predăm aceste documente. Cum facem? Cum faceți? Ce este, de fapt, ce documente conține acea arhivă? Ei, și am luat eu personal la primul raft din dreapta, imediat după ușă, și am luat prima mapă și am început să citesc, să mă dumiresc. Ei, erau note, informative. Cum erau notele informative? Erau cronologic așezate? Erau pe persoane, nu pe persoane și nu pe servicii teritoriale. Da, deci erau note cronologice.
bănuiesc că ele au fuseseră deja primite la structura centrală și cineva de acolo întocmea această notă informativă. Eu așa îmi imaginez. Păi nu, dar cum mă gândesc la efortul dumneavoastră. Cum vă dumireați? Cine e persoana pe care era vizată de acel dosar? Apărea numele acolo. În nota informativă se spunea, din surse verificate sau, interesant, surse neverificate, se spune că, și aici urma funcționarul supravegheat, fie cineva din ANP, fie vreun judecător sau vreun procuror, se spune că Cutărescu, și aici începea informația. A luat mită, a traversat peste drum de tribunal la bar și s-a întâlnit cu nu știu care domnișoară și a stat nu știu cât de vorbă și a făcut vacanța în străinitate sau se spune că a dobândit în condiții dubioase un apartament. Stați puțin. O intervenție. Vă rog, domnule Pitre. Riscăm să ne rătăcim în detalii. Eu cred că cel mai important lucru pe care îl aflăm de la domnul Dănileț acum este că nu doar că a existat această arhivă SIPA, transformată după aceea într-o altă instituție, ci și că acolo existau clar, concret, niște informații de două categorii. Unele despre eventuale fapte penale de corupție. De corupție, exact. Dacă au existat cineva, nu doar că acoperă ce s-a întâmplat acolo sau eventual scoate când este nevoie dosarul, ci are și o responsabilitate penală. Pentru că, așa cum știe Cristi Dănileț, când ești funcționar public și afli de săvârșirea unei infracțiuni și nu o denunți, ești tu însuți, la rândul tău, vinovat penal, dar mai există și o altă categorie de informații și asta este mult mai delicată. Cea cu privire la viața privată din afara serviciului a magistratului. În mod evident, aici n-ar trebui să aibă acces la această a doua categorie de informații decât acea persoană, pentru că e vorba despre datele personale care îl privesc. Însă important... Și Terceanu Borcea, stați un pic, asta e de interes public. Dacă acolo relevă un fapt de corupție, aia este de interes public. Chiar dacă e privat, e de interes public. Dar ce vreau să spun altceva, că este extrem de important. Eu personal, pentru că știu ce înseamnă, resimt în mod dureros ceea ce se întâmplă. Și ceea ce se întâmplă este o lipsire de credibilitate, o lipsire de încredere a populației în magistrat. Fără încredere nu există un magistrat independent, fără independența judecătorului nu există democrație în România. Dar mai grav este altceva. Și aici vreau să mă lăsați 3 minute pentru că este extrem de important. Eu reprezint un număr foarte mare de persoane, poate mai mult de 6.000 de persoane. Într-o primă perioadă, persoanele acestea au știut că se poate câștiga în justiția românească fără să se mai ducă la CEDO sau la CJUE. Practic, în perioada 2013-2014, procentul de reușită la cele dosare ale mele contra băncilor era de 100%. În 2015 s-a schimbat ceva. Fundamental. Și oamenii au început să se întrebe care este motivația, pentru că e vorba despre contracte tip de adeziune, care sunt exact la fel, sunt identice, se clonează de milioane de ori. Același avocat, aceeași construcție juridică, același complet uneori, însă soluții diferite. Și oamenii au început să se întrebe, pentru că sunt 3 lovituri, una după alta, date credibilității actului de justiție, care se întâmplă în acești ultimi 2 ani. Se vede că există un câmp tactic în justiție care funcționează nu pe bază de lege, ci pe bază de protocoale și oamenii au început să se întrebe. 2. Se vorbește încă de prin 2013 la nivel oficial și cred că una dintre persoanele care a forțat această hotărâre este chiar Cristi Dănileț despre masonerie, despre apartenența la masonerie a judecătorilor. El a fost cel care a determinat un circular a CSM care a spus poți să faci parte. Mie mi se pare că aici s-a greșit. Poți să faci parte din masonerie cu condiția să arăți apartenența. Cred că a determinat acea... A treia chestiune și asta este cea mai importantă, apare această poveste cu SIPA. Ce înseamnă această SIPA? Într-o cutiuță neagră s-au adunat niște date extrem de sensibile, fie de natură penală, fie de natură personală, despre niște judecători. În cutiuța respectivă au fost adunate... Nu doar judecători. Poftim? Nu doar despre procurori, și avocați, poliții, jurnaliști, avocați, grefieri. Cutiuța respectivă a fost dotată cu un buton în momentul în care s-au concentrat toate acele informații acolo. Și pe baza acelui buton, și acest lucru, repet, îl resimt eu dureros, dar îl văd spus de oamenii pe care îi reprezint. Pe baza acelui buton se poate crede în momentul de față că se ridică jos, judecătorul spune. Exact. Se ridică jos, judecătorul nu spune. Se lasă jos, judecătorul nu spune. Și acest lucru este extrem, extrem de grav pentru credibilitatea actului de justiție în România, pentru care suntem cu toții importanți, interesați, fie că suntem avocați, judecători, procurori sau simpli justițiabili, actul de justiție în momentul de față este la un
nivel foarte jos de încredere. Asta în condițiile în care se întâmpla un reviriment, după părerea mea neașteptat, dar fericit, în anii 2015-2016, în încredere, justiția ajunsese să fie pe niște cote înalte. Acum s-a dus în jos. La subiect și e ultima precizare pe care o fac, pentru că domnul Dănileț este vedeta acestei emisiuni. Dacă îmi permiteți, eu am dezvoltat acest raționament, că informații despre avocați, cum dirijau grefieri ca să ajungă pe culoare dosare la anumite complete, se aflau în arhiva SIPA. În ciuda așa anumitei repartizări aleatorii. Și ultima chestiune pe care vreau să o spun, o să vedeți că s-au pronunțat împotriva desecretizării celebri avocați de la Cristian Diaconescu, ministrul al Justiției, Valeriu Stoica, care se pronunță pe două voci, pe al lui Cătălin Predoiu, pe care l-a influențat și în trecut. Alți avocați celebri, majoritatea, au venit și au spus împotriva desecretizării. Întrebarea mea și tac pentru domnul Dănileț, ați văzut în dosarele lecturate astfel de rețele, eu le numesc mafiote, de dirijare spre anumite complete? Erau rețele, așa numitele rețele pe care le numiți dumneavoastră, erau descrise. Legături neprincipiale între magistrați, fie judecători, fie procurori, avocați și cu avocații, dar și cu lumea interlopă. Da, erau descrise. Însă, atenție, notele acestea, hai să le spunem cu informații profesionale de corupție, majoritatea lor, cel puțin pe care le-am văzut eu, erau cu un semn, cu un număr de înregistrare de ieșire către parchetul general sau către PNA pentru verificare. Aveți certitudinea că au ieșit? Nu, asta nu am de unde să știu. Nici asta nu putea sesiza SRI-ului, n-aveți voie, am înțeles, dar organelor de cercetare penală? Vă dați seama, activitatea noastră, de fapt, nici nu s-a terminat, pentru că echipa noastră armea să fie ajunge după, și la acel moment. Ați luat la cunoștință de posibile infracțiuni, dar, repet, acele documente oficiale deocamdată ale DGPA aveau un număr de înregistrare către PNA, deci erau ieșire. Adică cineva era informat despre neregulile din mapa profesională. Era firesc, dar și astăzi un serviciu de informație, dacă ia la cunoștință de săvârșirea unui act de corupție, este obligat de îndată să transmită informația către procuror. Problema mea, magistrat la fel. Problema mea și judecătorul la fel. Problema mea de magistrat care a avut acces la acea arhivă era altceva. Și anume că exista un anumit tip de informație care excedea cadrul legal cu privire la colegi de-ai mei și care aveau o mențiune. Ați identificat și subiecti, dacă vreți, cu care aveați o legătură personală, îi știați? Nu, știam. Unele dintre numele de acolo le știam. Cum v-am spus, am fost liderul unei asociații profesionale și aveam contacte cu cei din țară. Știam niște colegi de acolo pe care, cum să vă spun, aș fi băgat mâna în foc că-s corecți. Și când ce ați văzut acolo v-a dovedit contrariu? Da, când am văzut acolo tipul acela de informație, îți creează o altă impresie. Ce m-a nedumerit pe mine era că acele documente, hai să spunem, despre viață personală, erau scrise cu mâna, trimis către cabinetul ministrului. Și atunci așa eu să mă întreb. Acestea sunt cumva elementele, adnotările la care face referire pe raportul Predoiu? Practic, raportul Predoiu constată un haos în acea arhivă și o încălcare a regimului de păstrare a informațiilor secrete pe care eu l-am constatat la prima intrare. Unu, nu erau sortate cum trebuie, doi, aveau aceste adnotări, domnul Dănileț, trei, era care a fost impresia dumneavoastră când ați reușit să parcurgeți, nu știu, 300 de note, cam așa am aproximat eu. Ați avut o impresie cumva că în arhiva aceea se găsesc date despre fiecare magistrat din această țară și că despre fiecare trebuia scris ceva acolo? Senzația mea era și un dosar cu o singură filă, domnule, n-am găsit nimic despre acest individ. Care era impresia noastră că s-a încercat forțarea unor note, dacă vreți, informative, fie și la nivel psihologic, doar pentru a se umple un dosar? Impresia mea a fost de colportare, de inventare, de crearea unei imagini sau, mă rog, de punere pe hârtie a unor informații care nu spuneam, de fapt, mai nimic despre magistrat. Faptul despre că eu, de probitatea exemplu, lui profesională. Nu spunea nimic despre probitatea profesională. Exista și acest tip de informații, gen corupție sau gen pedeapsă dubios de mică, sau un deținut se plânge că magistratul i-a cerut bani. Dar acest lucru, repet, era normal, firesc, să se adune acolo și să fie trimis mai departe către parchetul general. Cât privește persoanele pe care le știați în realitate și în acele încăperi le-ați redescoperit, aveau vulnerabilități în acele foi îndeajuns de mari ca ele să nu mai fie active în mediul profesional? Vă dau un răspuns, dacă îmi permiteți 30 de secunde, să spun cum era Ministerul Justiției. Nu uitați întrebarea, că e foarte importantă. Ministerul Justiției era foarte puternic până la reforma din septembrie 2004, când apar legile justiției de care vorbim, 303, 304, 317. Și anume, ministrul avea în subordine
Direcția de Resurse Umane cu toată mapa ta profesională, ministrul era cel care avea în subordine inspecția judiciară, deci te ancheta disciplinar și tot ministrul te controla, dacă vreți, prin intermediul SIPA. Ministrul era cel care punea șefii de instanțe și procurorii șefi, care la rândul lor distribuiau dosarele către magistrați. Bun. Nu exista împărțire aleatorie. Deci ministrul era super puternic în acei ani. Vă dați seama că adunarea acestui tip de informații privat, alături de informațiile cu mapa profesională, alături de inspecție, crea, dacă vreți, un sistem de control al justiției. Eu sunt magistrat de 1998. Okay. Până în 2004 vă spun că justiția a fost controlată politic prin intermediul oamenilor puși de miniștri, de ministru, șefii care conduceau... Puteți aduce argumente până la... aceea controlată dumneavoastră politic. Puteți aduceți argumente până la acea perioadă, eu pot să aduc argumente după acea perioadă. Adevărul întotdeauna e la mijloc, dar vă rog să revenim la întrebarea mea. Ați văzut acolo elemente care ar fi trebuit să ducă la excluderea unor oameni care erau în continuare în sistem? Să spunem, nu neapărat din punctul dumneavoastră de vedere, dar cel puțin o presiune sau un fel de șantajare a lor se putea face cu acel tip de documente. Da. Ce fel de presiune și șantaj? Păi, vă dați seama, dacă ministrul și alegea omul pe care îl punea președinte de instanță sau pe care revoca din funcție. Și țineți minte că prevea anul 109, 39 de președinți de tribunale din România din cei 41 au fost revocați în doar 3 ani de zile. Dacă ministrul era cel care punea șefii de parchete, era foarte bine pentru ministru să știe domnule, eu nu v-am întrebat lipit de o persoană. Putem să arătăm, să găsim culpe pentru fiecare om, dacă vreți, din această țară, inclusiv mie și invitaților mei. Eu vorbesc la nivel de principiu și permiteți-mi să întreb, din punctul dumneavoastră, să insist, din punctul dumneavoastră de vedere, acele note pe care dumneavoastră le-ați parcurs, erau unele îndeajuns de grave încât să nu mai fi permis unora să rămână în sistem? Dacă se adevereau, da, pentru că existau unele de corupție care, clar, că dacă erau adevărate, trebuiau oamenii dați afară. Și cu toate astea, oamenii au rămas acolo. Cu toate acestea, probele nu au fost obținute de către procuror, pentru că ideea este că nu e de ajuns o informație. Ea trebuie transformată în probe de către procuror. Dacă procurorul nu găsește probe pentru acea informație primită la un serviciu, nu poți să te legi. O întrebare subsidiară care are legătură. Domnule Dănileț, din dosarele trimise către PNA sau către cine era atunci, ați văzut vreo condamnare a celor judecători doar până în acest moment? Doar două condamnări în perioada 2001-2004. Doar două? Care le-ați văzut dumneavoastră? Doar două condamnări sunătoare de magistrați în acea perioadă, în rest nu. Este... De aceea am și spus majoritatea. Senzația mea a fost că de fapt s-au adunat zvonuri, bârfe, sunt colportări, invenții, scenarii, nu sunt lucruri reale. Este legitim să cred că fie s-au clasat dosarele la PNA, fie s-au transferat la parchetul militar, respectiv fiind ofițeri acoperiți? Nu știu. Nu vă pot. Domnul Dănileț, pot să vă întreb o chestiune? Imediat. Vă rog. Pot să vă întreb o chestiune personală, dacă vreți să-mi răspundeți bine, dacă sigur. Nu. Dosarul dumneavoastră vi l-ați văzut? Nici n-am avut cum să-l caut. Vă spun drept că aș fi vrut să-l văd, să știu, pentru că, cum v-am spus, dacă eram liderul unei asociații profesionale și vorbeam împotriva ministrului și, de altfel, pe vremea lui Stănuiu, am avut două inspecții judiciare trimise la Cluj, cu siguranță aș fi avut dosar acolo. Nu am avut însă nici cum să-l caut, nu aveam... Nici nu vreau să se spună că am beneficiat de această funcție sau am utilizat această funcție pentru a-mi căuta propriul dosar. Și sincer sper să se afle în arhivă. Aveți și cineva curiozitatea să-l vedeți acum? Aș avea curiozitatea să-l văd. Deci cereți de secretizarea ca să vă vedeți și dosarul. Eu l-aș putea posta public. Da, cereți de secretizarea arhivei SIPA ca să vă vedeți dosarul? Nu, dacă este dosar cu informații personale, n-ar trebui să fie de secretizare. Dacă mie să-mi asigure accesul, da, ca și la CNSS. Ca la CNSS. Domnul Dănileț, pentru că sunteți dintre puținii la vedere care au intrat în acea arhivă, v-aș întreba care a fost cea mai urâtă, insalubră chestie de care v-ați lovit în acele foi, ca să înțeleagă și cei de acasă care era menirea acestei arhive. O informație cu privire la avortul făcut de o judecătoare. Sincer, n-am înțeles pentru ce anume acest tip de informații trebuia adunat. Cu privire la avortul unei judecătoare. Cel mai intim lucru pe care l-am putut vedea era caz public în acest moment, că cineva a povestit... Nu, sigur nu-i persoana în cauză. Era menționat sau erau date strânse de la prieteni cunoscuți? Cum era tabloul? Era menționat de la cineva cunoscut. Deci cineva cunoscut spunea despre judecătoarea respectivă că a făcut avort. Și ofițerul SIPA, practic, a notat acest lucru într-un document care s-a păstrat acolo. Deci era o turnătorie pură ca înainte de 89. Da, cred că da. Și senzația mea este că unii dintre informatori erau chiar din sânul celor care activau în justiția română. Cred că ăsta e cel mai dureros lucru la care nu s-a ajuns până la... Judecători? Probabil, nu. Lucreau oricum în sistem, pentru că ofițerii SIPA nu mergeau pe culoar să întâlnească cu străini. Mergeau pe culoar să întâlnească cu grefieri, cu avocați, cu alți colegi judecători. Da, mai am o curiozitate legat de acest caz pe care l-ați zis cu avortul. Avortul era consemnat ca o chestiune
Îndepărtată în timp sau erau... Nu, imediată, de la câteva zile, cred că. Serios? Da, ceva de genul. Foarte rapid era, foarte rapid se aflase. Bun, domn Pipera, aveați o nelămurire. Mi se pare tulburător ce spune. Da, și mie la fel. Aș avea o parțială, cum se spune, obiecție la ce spunea Cristi Dănilița din aur și o completare. În ce constă obiecția? Nu mai avem foarte mult, domn Pipera, să compactăm. 2 minute maxim, dar e important. Este posibil ca în dosare să fie invenții, colportări, mici și josnicii dintre astea, dar și lucruri reale. Uite, spre exemplu, tocmai ai spus că e vorba despre un avort. Poate că lucrul acela n-ar fi vrut să fie cunoscut, persoana în cauză. Cert este în momentul de față, și asta rezultă atât din acel raport al lui Predoiu, cât și din ce s-a făcut, cum să spun, ca declarație publică, că o parte din acea arhivă, bucăți din acea arhivă, informații din acea arhivă circulă pe piață. Nu se știe cum, sub ce formă, chiar dacă sunt secrete de stat. Și aici este extrem de grava periculozitatea acestor documente. Chiar dacă noi vorbim că este o chestie din trecut, un securist dintr-o de cea mai joasă speță, pentru că măcar trecusem totuși de 89, totuși, documentele acestea sunt pe piață încă. Ele încă pot să fie folosite pentru a șantaja pe cineva. Păi tocmai a ajuns la evenimentul zilei un raport care este secret de serviciu, din cadrul arhivei. Nu despre aia vorbesc. Despre... Bun, dar aia nu e neapărat un lucru rău, domnul Danileț. Eu n-am spus că e rău, dar am spus că iată un document secret care are legătură cu arhiva și a circulat sau circulă pe piață. Cert este că atunci când a fost eu în comisie, niciun astfel de document n-a ieșit, nici în copie, nici oral, nici măcar informație cu privire la nume. Atenție, asta doi. Și încă un lucru, domn profesor. Trebuie să știm că în justiția română există magistrați extrem de tineri care debea să născuseră 91 când aveam serviciu SIPA. Deci informații despre ei nu cred că sunt dar acolo. Dar cât de veche era informația? Sunt informații despre șefilor. Atenție, domnul Dălinescu, da, este adevărat. Partea cea mai delicată. Și despre noi, generația noastră care eram în justiție. Și eu am fost judecător, e posibil să fie informații și despre mine acolo și bineînțeles că și eu o să îmi văd dosarul de la SIPA, dar asta este marea problemă, pentru că tinerii care sunt absolvenți de INM probabil că n-au fost atinși de chestiunea asta, deși nu este posibil să apară ceva. Este greu să crezi că judecătorii de azi pot fi controlați cu informații din urmă de 10-15 ani. De acum poate să fie un alt serviciu secret care se construiește pe măsură ce noi discutăm în momentul de față. Ca să înțeleagă cei de acasă, că până la urmă pentru ei ne întâlnim aici seara de seară cu diferiți invitați, cum era dosarul constituit? N-am văzut dosare pe nume, numai note informative, cele pe care le-am văzut eu, atât erau. Așa, dacă reușiți să faceți o sinteză a dosarului pe care l-ați văzut, era momentul absolvirii de care vorbește domnul Pipera încă de la momentul în care intrau în... Nu, erau deci, note informative cu privire la fapte concrete, denunțuri, fapte concrete, zvonuri auzite doar pentru perioada 2001-2005. Nouă ni s-a spus că nu există documente dinainte de anul 2001, pentru că în mod regulat odată la 5 ani erau distruse, topite, arse. Deci nouă ni s-a spus că în arhivă... Cine v-a spus asta? Către directorul de la DGPA, care a preluat... Deci dumneavoastră ne spuneți că arhiva asta mai există numai 2001-2005, restul 2001-2005. Nu există nimic. Deci cei care eram magistrați în perioada 2001-2005, teoretic am putea să ne aflăm în acea arhivă. Eu îmi permis să nu cred că este așa, pentru că este evident că este o minciună. Secrete de serviciu topite? Distruse, distruse arse. Acum, gândiți-vă puțin, dacă erau informații care n-ar fi trebuit... Dacă erau informații care n-ar fi trebuit adunate niciodată, probabil că urmele trebuiau să se piardă. Cert este că după 2001-2005 avem informații în arhiva respectivă. Bun, domnul Danileț, de câte ori ați intrat până la urmă în această De trei ori. De ce au făcut miniștrii de justiție să dispară actele de înainte de 2001? Că avem... Nu, dar asta trebuie făcute solicitări pe 54. Dar v-am spus că nu aveam nomenclatură arhivistică, oamenii ăștia nu știau cât anume trebuie să păstreze un document. E întrebarea mea. Dumneavoastră spuneați că notele alea unele erau să ceau către ministru, să ceau către ministru, care era în postura să șantajeze. Dacă... Nu neapărat, să controleze sistemul, să afle amănunte despre cei pe care... Păi dacă o fi făcut Rodica Stănoiu, de ce n-ar fi făcut-o și Valeriu Stoica până în 2001? Și Valeriu Stoica până în 2001? Orice ministru al justiției. Orice ministru? Dar eu vorbesc doar de documentele din 2001. Domnul Danileț, dar cine făcea selecția notelor care ajungeau pe masa ministrului? Direct ofițerii SIPA, bănesc că directorul general al serviciului. Bun. Ați intrat de trei ori, ați inventariat împreună cu domnul Dumitriu. Am încercat să ne dăm seama despre tipul de informație și volumul de lucru. A constatat și constatat? Echipa Predoi a constatat același lucru pe care l-am văzut și noi. Părea inutil, părea un efort sisific. Este atât de mult de muncă și cineva specializat în astfel de informații și în legislație și chiar în servicii, în modul de lucru al serviciilor, ar trebui să ia filă cu filă și să stabilească. Ăsta îl păstrăm, ăsta îl dăm la arhive, ăsta îl dăm, nu știu, la
alte instituții. Cât ați răsfoit dumneavoastră pe acolo? Ați văzut anotări de mână, spuneți, da? Da, da, da. Erau ați văzut copii Xerox? Nu-mi dau seama dacă documentele pe care le-am văzut, dacă documentele erau originale sau nu, n-am de unde să știu. N-am cum să știu. Alte nereguli, am văzut inclusiv note nesemnate. Deci era o notă informativă nesemnată de ofițerul SIPAR. Deci nu știam cine a întocmit acel document. Și haosul ăsta l-am regăsit și în mapele profesionale și în dosarele de inspecție. Pentru că atunci când a venit ministrul Macovei și a dat dispoziția, astea le predăm la CSM, același haos l-am întâlnit acolo. File băgate sau scoase din mapele profesionale ale judecătorului. Este incredibil. Noi, echipa noastră, le-am numerotat câte de la 1 la 100, fiecare mapă și aș vrea să mai spulberăm niște mituri, pentru că nu mai avem foarte mult timp, suntem pe final. Doamna Macovei, în calitate de ministru, a avut vreodată curiozitatea, a avut acces la această arhivă, a intrat vreodată în arhivă? Nu, ea s-a constituit arhiva în iunie 2006, bun, atunci s-au sigilat ușele, niciodată ministrul nu a intrat acolo. Singur domnul Tapalagă a avut acces? Tapalagă era plecat din minister, cred că în aprilie sau mai 2005. De ce a plecat după 4 luni, domnule Dăniloț? S-a dus în presă, el era om de presă, a venit în minister doar să asigure comunicarea publică în biroul de presă al ministrului. Păi 4 luni, ce poți să faci în 4 luni? S-a făcut biroul de presă, în care s-au angajat oameni care se pricep la comunicare publică. A avut un mandat scurt. Da, 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 doar pentru a ajuta comunicarea de presă. Bun. Și după ce a terminat, cât a durat cea de-a doua comisie? Până la final de mandat al doamnei Macovei, nu? Noi am fost numiți în ianuarie, cred că în februarie am intrat prima dată, în aprilie, deci după 2 luni, practic, ministrul este schimbat. Vine noua echipă chiar eu. Cât timp petreceați în comisie, în arhiva aceea? Am făcut cel mai mult cât 3 intrări, câte o oră, o oră și jumătate. Era... De ce? Trebuia să ieși să luați oxigen? Nu, pur și simplu nu aveam timpul necesar pentru a sta acolo cu orele, cu zilele, dacă vezi, cu săptămânile, poftim. Nu, era imposibil. Deci am vrut doar să vedem cam care ar fi volumul de lucru și cam care este tipul de informație, ca să spunem apoi ministrul ce de făcut. Un raport în urma acestor vizite? Ministrul a fost schimbat în aprilie. Bun. Iar nou ministru nu a fost interesat, cel puțin nu imediat. Păi spuneați echipa... că fiecare face un audit după fiecare. Da, da, da. Noul ministru n-a avut și el o curiozitate să vadă ce găsește acolo? Am primit un telefon atunci de la unul dintre membrii comisiei care m-a întrebat același lucru ca și dumneavoastră. Dacă am întocmit un raport scris către ministrul Macovei, i-am spus nu, dar oricum mai mult decât ceea ce v-am spus dumneavoastră și am spus în toate interviurile în ultimele zile, n-aș fi putut spune. Cert este că trebuie o comisie de vreo 10-15 persoane care să facă un an de zile numai acest lucru de inventariere a tuturor documentelor. Și iată, echipa QRU, care a avut 17 intrări timp de 9 luni de zile, nu au putut să ducă la cap această muncă. Explicația domnului Cazanciuc, imediat domnul Pipera, a venit la dumneavoastră, cum că s-a intrat în mandatul domniei sale cu un ofițer SRI, întâmplător, consilierul domniei sale. Despre domnul Cazanciuc circulă tot felul de vorbe și legende. Tot avocat, atenție. Tot avocat și tot împotriva de secretizării SIPA. Explicația cum că s-a intervenit în SIPA pentru a se schimba un bec, cum vi se pare? Adică ar da becul în continuu în arhivă? Nu mi-amintesc nici de becuri, nici de arhivă, nici de xeroxuri, nici de harddiscuri. De camere de supraveghere video? Nu, nici nu erau? De camere. Nu în arhivă, nu erau în arhivă. Erau pe hol, dar în orice instituție judiciară are camere pe evident. Hol. Este firesc, dar în arhivă nu există. Nu era nimic. Și nici nu cred că este un bec. Dar cum era ușa de la arhivă, domnule? Se încuia cu o cheie și... Și cu sigiliu și un grilaj deasupra sigilat și el. Noi am pus ușile cu grilaj. Deci este până imposibil să intre acolo persoane neidentificate. Cum? Până atunci era fără grilaj? În momentul că... Eu nu știu ce era înainte de acele încăperi. Erau probabil niște birouri care au fost evacuate și s-au făcut aceste depozite. Cert este că grilajul l-am pus noi, adică în timpul ultimilor zile de existența DGPA. S-au pus grilajul scurt, și... Scurt, mai avem 2 minute jumate, domnule Pipera. Foarte pe scurt... Mai extrag o concluzie din ce spuse de Cristi Dănileț. Haosul, incoerența, dezorganizarea... Trădată și de raportul comisiei Predoi. Ce spune raportul Predoi? Legalitatea cu care era ținută această arhivă, cred că avem mai mult de 35.000 de lucrători în serviciile secrete în România, în vreo 7 servicii secrete. Dacă este așa, ajung să mă întreb dacă nu cumva a făcut mișto de noi un anume ex-președinte care a spus că el se consideră cel mai informat om din România. Pe astfel de note informative, colportoare, nesemnate, incoerente, te consideri informat? Mie mi se pare că avem o problemă foarte gravă. Dacă puterile publice în România, mergând până la CSAT, se bazează pe așa ceva, înseamnă că suntem într-o situație dezastroasă. Da, de acord cu dumneavoastră. Și atunci, întrebarea care se ridică, domnule Dănileț, la final, ce ar trebui să întâmple cu această arhivă? Cert este că în mandatul Macovei nu au ieșit informații de acolo. Asta am înțeles. E și datoria dumneavoastră să apărați mandatul ministrului cu care ați lucrat. Suntem și ținuți de respectarea legii. Am credința că nici ceilalți membri care au intrat din comisiile ulterioare nu au făcut ilegalități.
Arhiva este sigilată în momentul de față. Trebuie, într-adevăr, ca ministrul justiției, și înțeleg că dumnealui a dispus deja, să constituie o comisie alcătuită din membri permanenți care numai acolo să stea și să sorteze fiecare document în parte, să decidă unde trebuie dus. Părerea mea este că e de interes public să se desecretizeze numele agenților, patrimoniul avut, rețeaua de informatori, mai ales dacă erau informatori din cadrul justiției, și în restul documentelor, de tipul celor pe care vi le-am descris, să nu fie desecretizate, în sensul declasificate și accesibile publicului, pentru că ar fi lucruri jenante pentru unii angajați din O ultimă întrebare, foarte scurt, un răspuns aștept la dumneavoastră. În baza acelor note, credeți că se puteau racola magistrați de servicii? Până în anul 2004 era posibil, dar după 2005 lucrul ăsta s-a interzis. Haideți că am fixat, am înțeles. Era posibil ca în baza acestor note serviciile să poată șantaja magistrați pentru a-i racola? Și utiliza ca informator, da, este posibil. Bun, eu înclin să cred că și după a fost posibil. Asta este știrea serii, să știți. Asta e știrea serii. Informator din justiție, și mai am o întrebare legată de acest lucru ultima. Domnule Dănileț, dacă ați văzut acolo un dosar în care o soție de ofițer SRI nu își trece în declarațiile publice calitatea de soție de ofițer SRI, ar fi legitim de crezut că are o anumită legătură cu SRI? Nu știu, dar să știți că am colegi căsătoriți cu agenți SRI. Și care își trec sau nu își trec? Și vi se pare firesc? Unii trec pe declarația de avere venitul soțului și trec cu o unitate militară. Domnule Dănileț, și la final, nu mai avem timp. E important. Nu mai avem timp. La final, dacă până în 2004 a fost posibil, înseamnă că unii dintre ei e posibil să mai fie activi, nu? Este interzis de lege, dacă sunt sau nu, nu știu. Nu avem de unde să știm. Nu a fost niciunul descoperit, dar eu am certitudinea că pe baza informațiilor din perioada 2001-2005 nu există magistrați șantajați în momentul de față în România. Bun, dar magistrați acoperiți în România în momentul de față nu există? Nu avem niciun fel de dovadă care exista nu, așa ceva. Nu, sincer, dovadă. La nivel de percepție a dumneavoastră ca judecător în sistemul juridic din România. Nu cred. Nici furnizori sau colaboratori? Nu cred să existe astfel de oameni. Bine. Oricum ar fi nelegal. E dreptul dumneavoastră să nu credeți, e dreptul nostru să... Dacă îi prindem, îi dăm afară. Da. Așa ar trebui. N-ați avut niciun caz până acum, deci nu... Când erați la CSM, că acum nu aveți calitate să-i dați afară. Vă mulțumesc domnule Dănileț, pentru aceste explicații. Vă mulțumesc dumneavoastră, celorlalți invitați. Prea scurtă emisiune. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit, dezvăluiri absolut senzaționale. Urmează anchetele comisarului Antonescu. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine de la 21. Toate bune!